Energinomics.ro vă oferă minutul de energie. Enel așteaptă ca ofertele angajante pentru cumpărarea activelor pe care le deține în Slovacia și România să fie depuse până la finalul lunii noiembrie, spune directorul general al grupului. Pentru afacerile din România, Enel cere 1,8 miliarde de euro. Una dintre firmele interesate, compania de utilități în energie din China, nu oferă mai mult de 1,3 miliarde de dolari. Alte companii interesate de afacerile Enel sunt Nuclear Electrica, Electrica, E.ON și GDF Suez. Comisia Europeană a aprobat schema de sprijin pentru marii consumatori de energie din industrie, a declarat ministrul Constantin Niță. Schema de sprijin se aplică timp de 10 ani pentru circa 300 de companii și va costa aproximativ 75 de milioane de euro anual. În funcție de intensitatea energetică a unei companii, exceptarea se ridică până la maximum 85% din cota obligatorie inițială de achiziție de certificate verzi. Penele de curent din România au totalizat în medie peste 7 ore anul trecut, arată un raport făcut de ANRE. În 2016 va fi introdus un sistem de penalizare pentru operatorii de distribuție care nu îndeplinesc standardele de performanță, mai spune instituția. Față de anul anterior, durata medie a penelor de curent a scăzut cu aproape 30%. Cele mai mari întrerupere au fost la CEZ Oltenia, E.ON Moldova și Electrica Transilvania Sud. Traversarea Serbiei de către South Stream aduce investiții de peste 2 miliarde de euro în această țară, spune președintele Rusiei Vladimir Putin. Investițiile rusești în Serbia au depășit 3 miliarde de dolari, cele mai multe fiind direcționate către afaceri din energie. Rusia este al treilea partener comercial al Serbiei, care a importat petrol și gaze rusești de aproape 2 miliarde de dolari în ultimul an. Energinomics.ro v-a oferit minutul de energie.